supa de salată, mami, trebuie să tai un pic de slănină, să pui friptă în supa de salată. O frici bine, bine, storci un soarea și zvâr, numai alea. Oconașul mâncava așa, l-așteaptă mâncarea, n-a mâncat, laptele e acolea, leveșa e acolea și nici. Și din ăla, știți voi. Și în ler, dacă e Halloween, apoi să și e Halloween. Și mama... Și mama... Botul meu. Botul meu e japoneză și tata e japonez. Are tata ca japonezii. Stați că vă arată tata în oglinda. A? E tata ca japonezii. Să vedem ce face oconașul meu. Oconașul meu bandit. Face acolo mama. Burger. Să duce pida, mă, tu faci burger mai repede ca mine. Și am face burger și aici supa de salată fierbe și avem, bineînțeles, dovlecei. Dovlecei pe care avem, mami, din ăla, nu marmeladă. De prune. Și nu avem din ăla de prune. N-am mers în piață să cumpărăm din ăla de prune. Și acum noi o să citim unele comentarii de pe canalul YouTube Robert Bartok m-a sunat, refuză. De pe canalul YouTube al lui Oconașa. O să citim comenturile unor comentatori să vedem cum o laudă pe Oconașa. Gătește cu Nelson și Oconașa. Gătim și arătăm aici. Ăsta e canalul. Și acum noi vom da la comenturi. 7 comenturi reținute. JJ. Ceau, Liana, mereu am zis că încerc și eu rețeta asta, dar parcă e făcut să nu reușesc. Ori nu am timp, ori ingrediente. E superbă și simplă. Apropo de șnițele de soia, și mie îmi plac, dar rețeta ta e și mai bună. Am văzut oricum, ai pus și usturoi. Succes în continuare. Mulțumim, doamna JJ. Gabriel Zaharia. Nelson, ăsta îți... Eu am zis, care pomeniți numele la infectul ăla, luați blocaj atât aici cât și pe Facebook. Și la urmă dăm un din ăsta, raportează așa. Deci mie nu trebuie să mă comparați cu așa ceva. Constantin Necula. Doamna Liana, trimiteți-mi și mie o bucată, că tare frumos arată. Se vede că pune suflet în tot ceea ce faceți. Domnul Constantin Necula, cu prima ocazie când sunteți pe la Cluj, vă invităm la prăjitură. Star SG1, Master Chef Liana. E tata, Nelson Mondialu. Teri Achim. Delicios, am să fac și eu la soțul meu. Îmi place foarte mult, mai ales doamna Oconașa, ce frumos explică. Multă sănătate, vă pupăm din Londra. De ani de zile vă urmărim. Vă mulțumim. Momi ne sunt stato. Ciao cara Liana, mi gusta la vostra cucina molto. Deci, bună ziua, doamna dragă Liana, îmi place bucătăria, preparatele voastre, așa, sosistă, complimente, bun apetito, yami yami. Grație. Deci cam atâta la cele reținute pentru examinare. La spasm nu avem nimic. Și acum mergem comentarii publice. Așa, Emanuela KTM, să vedem aici odată, știu un gol, doi, Besiktas, nicum am pus mâncavaș. Fiți atenți, Besiktas Monaco, următorul gol l-am pus că îl dă Besiktas. Ce tata de țămândială Besiktas? Păste 1,5, e tata de țămândială, dar de sumă mică. Și aici ce mai avem? Aici e de sumă de 50, peste 1,5. Bun, mergem în continuare la comentarii ca să nu... Așa mă pace când știu să le ghicesc, să mor eu, dacă nu, moie tata. Așa. JJ, uitați-mi să zic, la cât de nebunatic e soțul dumneavoastră, pe atât de calm. Calmă sunteți. Dumneavoastră reușiți să echilibrați atmosfera. Oricum, trebuie amândoi de nota. Sunteți amândoi de nota de ceva. Apreciez o zi bună. Apropo, pentru toate doamnele care scrie, eu nu aș sta cu bărbatul ăsta pentru nimic în lume. Hai să vă spun ceva, doamnelor. Să ne înțelegem. O mașină, dacă o înveți cu 80 la oră să circule, acele supape, nu mai vorbim de carburatori, de injectoare, acele supape se vor forma pentru acea viteză. Și după un timp, când cineva sau respectiva proprietară vrea să-i dea talpă, la 150-60 nu va reuși. Trebuie să vină unul ca mine să o desfunde, să-i dea dintre a cincea tria, să-i dea jung dintre a doua a întâia și uite așa, jung, jung, jung. Cum i-am desfundat eu Dacia la Ciucurel și la încă unul Renault. Înțelegeți? Deci, ca să înțelegeți, într-o familie, dacă bărbatul are monotonie în el, așa va avea și nevasta, așa va avea și copiii. Dacă bărbatul are zvâcul ăla bun pentru a fi o viață plină de râsete, chiar dacă nu ai nimic în casă, duci o viață sub nivelul de trai, tu vei fi fericit și bucuros prin comportamentul și prin astea familiar. Înțelegeți? Sau dacă nu, femeia poate să fie în locul bărbatului. Deci, să ne înțelegem. Mami, auzi ce zic femeile, că n-ar sta cu mine nici 2 secunde. Să pune futugoa, mătii. Să pune mama cât iubește tata pe fetița. Să nu-și pui. Japoneza mea. Auzi ce zic, domnile, că n-ar sta cu mine nici 2 secunde. A, n-ar rezista? Eee, și ele nu știe că mie îmi place să fiu biciuit, pătut, pălmuit, mă excit. Tie tata Nelson Mondialu, avă-la, domnilor dragilor. Mergem în continuare, mami, citesc ce spune doamnele și domnii despre tine. Aici. Mergem în continuare la Retoc Pegasus, vreau și eu spaghetti, măi. Ce, tata bune spaghetti și auzi ce-o zis oamenii. La urmă, când e gata mâncarea, să le areți în farfurie cum arată. Petronella Rosalia, mâncare sănătoasă. Vă pup. A? Învățăm pe parcurs. Așa, Rosalia Dari, Daniel Ca rează, frumos, mersi Daniel, Rosalia Dari, îmi place și eu o să fac succes pe mai departe, mulțumim. Paul Purgă, o să pun pe mama să-mi facă și mie, să facă fix așa, să vezi ce bună îi, eu am mâncat-o aproape toată. Constantin Necula, sunteți formidabilă și foarte pricepută pe tot ce face și vă urez succes în continuare din Germania, cu stimă și respect. Mami, te urmăresc că am venit de pe Germania, Anglia și alte țări. Mersi, Constantine. Vă mulțumesc la toți. Constantine. Ceas. Bun, Constantin Vasile. Am noroc că nu mă înjură oamenii, mă ai văzut că vorbește frumos. Da, mami. Vezi că mi le iei în mână și îți zgudui. Oamenii nu mă înjură. Și îți zgudui ca și la trasul clopotilor. Leona Dior, foarte frumos, explici, Liana, mult succes în continuare. Mulțumim, Petronella Rosalia, un deliciu, e tata cu delicire. Așa, tot Petronela, cât de frumos prezinți, când nu sunteți perturbată, vă pup. Alexandra Arantea, sigur o să încerc și eu. E tata Nelson Mondialu, ce vă face când scrie oamenii că încearcă și Andrei, super mișto, bravo, are Andrei vorba lui ăla, mișto, al lui Columbeanca. E tata mișto. Handler223D, like, mersi Handler. Dar tata unde-i măi? Tata a fost plecat. Ioana Vasilici, felicitări, mulțumim. Carmen Poenaș Iami, felicitări, multă sănătate la familie și la cât mai multe videouri. Mulțumim, Carmen. Gianina Șane, 1000 de inimioare, mulțumim. Am mai multe ca așa tale. Utugua mătii mama. Ionică Vasilică, salutări la toată familia din Dublin. Mersi, Ionică. E tata. Elena Josie, foarte delicioasă. Ești foarte drăguț, să te pup. Vă mulțumim. Și acum, tata, normal, eu citesc comentul și dau like și inimioară la toată lumea. O să, acum nu o să stau să dau la toți aici, pentru că după aia le dau, pentru că mie îmi place comentul. Și mie mă place comenturile voastre. Vă mulțumesc tare, 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 tare mult. Comenturile care, chiar dacă, mai oameni, uite, cineva mi-a scris acolo că la ăla cu pachetul care l-am primit din Italia. Băi, Nelson, bă, ce tot minți acolo că buteliile alea de vin sunt atâția bani, că ăia-s biscuiți de 1,50 €, că ăia-s șampanie de nu știu ce, că aia-i băutură de nu știu cât. Auziți? Deci, n-am nimica cu voi că sunteți. Când îmi scrie câte unul Nelson, exprimarea e liberă. Da, foarte bine. Dacă nu înjuri, poți să scrii ce vrei. Dacă nu înjuri, poți să scrii ce vrei. Dacă zici, băi, și băgam și din ele, îți dai blocaj de te dracului de împuțit și report la coment. Și nu știu dacă îți convine. Înțelegeți voi. Dar la din asta i-am scris acolo, bine. Că voi puteți să spuneți ce vreți, dar eu v-am spus, ca să primești un colet, indiferent de valoarea lui, semnificația e cea mai mare bucurie în armonia celui ce îl primește și în armonia celui ce îl trimite. Înțelegeți? Că dacă e să vorbim pe aia bună, hai să vedem că au fost și ăștia de la antene, la oameni săraci, și au mers cu câte două, trei plesă de pufulești și de una alta și s-au bucurat oamenii ăia ca televiziune, vă dați seama cam cu ce trebuia să meargă aia, cu Duba. Cu Duba. Au fost acum ceva vremuri, au fost, când mergeau sportivii, nu știu ce acțiune de caritate s-au făcut, când mergeau sportivii și duceau la săraci alimente, făină, zahăr, ulei, mâncare, una alta. Au făcut asta chiar și prietenul meu de la Mediaș, George Brunetu. Dar ăla o dus, ăla o tăia porci, o dus, ăla ca lumea. Deci înțelegeți? Deci alea mi-au plăcut. Acțiunile alea de caritate mi-au plăcut. Simțea omul că o primi ceva. Așa, cu 2-3 pungi la 7 copii, ferească Dumnezeu. Acum, eu nu-ți lipsit, măi, oameni, să nu credeți cum mi-a scris mie, bă, dacă nu-ți trimite la pachet, n-avea ce mânca. Măi, oameni, mă, ăla nu mi-a pus vreo jumate de porc, vreo 2 oi, vreo 30 de găini, să zic că o duc vreo 2-3 luni. M-a pus ceva simbolic. Cine mi-a pus? Înțelegi? Și prietenește. Simbolic și prietenește. Ia uite, Oconașa frământă. Acum, nu o să ăsta că v-am zis, cam greu o bag în clipurile mele, pentru că are canalul ei. Are canalul ei care să mor eu dacă nu are 4.000 de oameni, măi! Și încă ceva. Eu nu știu, măi, oameni, voi chiar sunteți tâmpiți ăia care dați deget în jos. Nu câștigați nimic, mă. Dacă și la clipurile ei începeți cu degete în jos, atunci știți ce? Trag în gură la mamile voastre. După cum am mai tras-o. Bineînțeles, Nelson Bandit. Țăgă ce mă face. Bă, oameni, mă, și eu mă uit la clipurile la alții pe YouTube. Muzică, știu eu, povestiri, ce face alții. Mă uit așa, că n-am ce face dimineața și mă uit. Mai este când las câte un coment. Și dacă mi-a plăcut, îi dau deget în sus. Dacă nu, nimic, mă! Nu deget în jos, nu înjurături. Păi, voi chiar v-ați prostit la curmă. Nu, tie tata Nelson Mondialu să vă arate veverița. Cum dorme? Să mor eu dacă nu iubirea mea. Ce-mi place, mă, nici nu crede să nu trezesc. Să nu te cheme, mamă, șărutați așa te șărut. Nu-i șărutam eu așa mi-o șărut. Nu-i șărutați așmandul ăsta ți-o sărut. Stai să te acopere tata ca pe copilașii din aia mici. Să dormi ca și în fundiță, în plopon. Uite, acum am lucrat la alt clip, e gata arendat. Înțelegeți? E tata Nelson Mondialu. O lăsă ăștia că sărac. Deci pentru mine, care ziceți că sărac și n-am ce mânca, înseamnă că sunteți proști. Înseamnă că sunteți proști, iar care îmi spuneți, bă, Nelson, ne-am săturat de astea cu clipuri cu mâncare, fă clipuri cu bani. Păi dacă n-am bani, ce vrei să fac? Nici Oconașul nu mi-o dat. Bandit! Și-o cumpăra lucruri, ce o să zic, viu cu bani, ni le ia tata. Așa cu lucruri, viu cu lucruri, ni le vând, dar cum? Astăzi vând un tricou, o pereche de blugi și mai vând peste 5 zile. Cheltui banii, nu strâng niciun stoc și nu-mi ia tata. Așa-i, mami, că așa ați conceput. Manevra amândoi. Ha? Du-te, mă, și lasă-mă în pace. Ăsta-ți trebuie bani, dacă știi, ăsta-ți trebuie bani. Du-te în gâtul, mătii. Dar trebuie să-l ajut, mă, că de-aia e copilul tău. Taci că așa camere în gură îți dau de numai. Da, mă. Păi, dar tu ia-ți bani împrumut, tu. Cum adică? Păi ce-ai gâtul, mătii? Că nu mă enerva. Taci, mă. Închid camera, că deja îmi vine nervii. Avăla.